Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Veghe. Sunt Adrian Surza și împreună cu colaboratoarea, colega inestimabilă Nicoleta Savin, încercăm să lămurim ce se mai întâmplă în urbea noastră și a Ievea. Acum, titlul emisiunii de astăzi este puțin mai bombastic. Contondent. Da, contondent e cuvântul, animale. Ca să lămurim orice controversă pe care ar putea avea-o cineva sau CNA-ul, de exemplu, cu noi, este un protest la adresa acestor pisici care se adună în haită și ne sabotează pe Facebook și ne raportează tot emisiunea, ne raportează materialele publicate și încercăm să le atragem atenția pe această cale că nu fac bine. Nicoleta Savin. Le clonează și le blochează. Le blochează, le marchează ca cine știe ce pe acolo. În sfârșit, niște animale, domne, pisicile astea. Nicoleta Savin, sunt mai multe lucruri pe care ar trebui să le discutăm. E destul de plinuță agenda pe astăzi. În primul rând că au ieșit tot felul de bombe iarăși. Băiatul ăsta de la OTV a început să facă valuri, că începe, că nici măcar suntem aproape de începutul campaniei și, bineînțeles, sare la Băsescu, Băsescu sare să-l apere, apare Hrebenciuc din Pălărie. Este un summit BRICS pe care îl discutăm, că n-avem cum. Mai există... Apare și Ghiță, Sebastian Ghiță, tot da. dintr-un joben. Senzațional Ghiță, că nu se mai știa aproape nimic de el. Mă rog, exceptând vizitele de la Sinaia. O să-ți povestesc eu ce a făcut Ghiță zilele astea. În privat, bănuiesc. Nu, în public, pentru că sunt lucruri publice. Deci, George Simion, vedeta, în ghilimele, acestor zile, se întreabă cum că e suspect că nu mai are Ghiță niciun dosar și a fost atât de arbit, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte mai zice o poveste. Că un realizator de la Realitatea, dar nu-l numește, eu bănuiesc Stanca Alexandrescu. Da, bănuiala mea poate nu-i justificată. Da. I-a spus, întâlnești cu Ghiță, să vorbești cu el, că te poate ajuta și George Simion a zis, nu, aș face greșeala pe care a făcut-o Joana care s-a dus la vântul, nu vreau să-l văd. Nu l-am mai văzut de când am fost eu acum nu știu câți ani la Belgrad. Asta știi cum... Dă-mi voie să știi cum e vorba aia românească? Chelu își pune mâna în cap, deci eu când au chestia asta, ei erau oricum prieteni, sau nu prieteni la cataramă, dar erau, se frecventau, există poze. Când vii și spui că eu nu mă duc la ăla nici, nu cumva tu mai ai fost și te-ai întors pe partea cealaltă? Eu așa mă gândesc. Așa sună, dar eu îți spun ce se spune oficial. N-am spus că și cred, am spus că asta știm despre Ghiță la acest moment. Da. De la Gigi Becali știm că Ghiță l-a sunat după ce anterior îl sunase Hrebe ca să-i propun același lucru, de parcă Ghiță și cu Hrebe ar avea un canal comun. Eu cred că un canal e ruso-sârb sau sârbo-rus, nu mi-e clar de care e, și a propus nici mai mult, nici mai puțin decât povestea cu hai să-l săltăm noi pe Simion în turul 2. Și întrebarea este, cine naiba sunt ei să salte pe Simion în turul 2? Păi... Plus Vanghelie, că și el trage la aceeași căruță. Și ca să închei preambulul acesta, e un punct comun între aceste trei personaje. Ghiță e în umbră, dar e foarte despomenit, dar pe față, la realitatea, în ultima vreme, s-au dus și au vărsat tolba, întâi Vanghelie, după aceea, domnul Dan Diaconescu și ultimul pe listă, fără voia noastră, George Simion. Acolo, deci nu-i destul că România TV de dimineață până seara e cu sfântul George Simion în brațe, ci și Realitatea TV face cam același lucru. Propaganda. Bine,
O să urmeze lucru, nu? Și o să vedem petarde zilnic sau ceva pe acolo, care să ne țină ocupați și să... O să fie o campanie cumplită. Asta ne țină ocupați și o să ne dea impresia că se întâmplă lucruri la care putem participa și avem un cuvânt de spus. Deși asta nu e adevărat neapărat, așa cum arată istoria... După părerea mea de jurnalist de bătrân și hârșit în campanii, atât de periculos a fost subiectul Nordis, încât valurile astea de fumigene sunt menite să-l acopere. Din cei 800 de păgubiți la Nordis, vreau să spun că toți acești oameni nu sunt oameni simpli. Sunt oameni care aveau acces la butoanele politice și practic au aprovizionat-o cu bani, o rețea care a țepuit. Iar acolo se găsesc politicieni, procurori, oameni din servicii secrete, oameni din poliție, oameni din instanțele românești, unul și unul. Dacă tu mergeai la Nordis, nu prea reușeai să pui o casă, pentru că nu aveai o pilă, nu aveai intrare. Uh-huh. Pentru a se acoperi acest scandal imens, toată piața e ocupată cu George Simion. După operațiunea asta se putea face și fără tantam. Deci, nu l-am spus și pe Gigi Becali, care a fost la aceeași televiziune. El era personajul cheie. El s-a dus și a adus aminte. Practic, din punctul meu de vedere, acești oameni vin cu mesaje prestabilite cât să acopere Nordisul, de care nu mai vorbește decât Cornel Ivanciuc și îl citează foarte puțină lume. Măi, dar ce e cu Dan Diaconescu, care iese și îl atacă pe Traian Băsescu, tam nesam, și aduce, scoate de la naftalină povestea asta cu jurnaliștii în Irak, Omar Haysam, care... După părerea mea, Dan Diaconescu îi spune cifrat lui Marcel Ciolacu, da, că poate să o ia în orice moment peste ochi, pentru că în episodul jurnaliștilor era implicată Marijan Ion, care Marijan Ion era fica senatorului Ion de Buzău, partener în cam toate firmele, minus cea cu covrigii, împreună cu Ciolacu. E un fel mascat de a-i spune lui Ciolacu cum că în această campanie joacă cum vor ei. Dan Diaconescu e un tip de obicrenie rar întâlnită, el n-a ieșit întâmplător, se plânge că instanța l-a blocat și că n-a putut candida nici la președinție, nici nicăieri, că i-a expirat termenul de înscriere, dar vine să se ia de aparent de Coldea și de Băsescu, dar de fapt săgeata este clar, din punctul meu de vedere, la Ciolacu. Așa pare și la implicarea lui cu Omar Haysam, sunt mai multe lucruri acolo. Da, sunt mai multe. Problema e și cealaltă. Îi face un serviciu Anca Alexandrescu, care intră în show-ul ăsta, că la ea în emisiune s-a întâmplat, și încearcă să bage bățul prin gard, pentru că pe ea o interesează participația lui Coldea, ea fiind în război total cu ceea ce numește generalul negru. Băsescu a intrat să-și apere reputația, Anca Alexandrescu a încercat să valorifice despăluirile despre Coldea, iar Dan Diaconescu i-a transmis în direct lui Ciolacu cum că joacă pe sârma lor și nu pe sârma lui. Bun. Cam asta despre Mocila din urbea noastră. Aș trece la... Mergem pe externe un pic și mai revenim dacă ai... Merită. Nu, la noi o să vedeți cu toții, circuit cât casa, o să mai citim, o să mai auzim. Abia începe de vineri, de mâine campania. Da. Asta a fost așa, doar panciu de înainte, că vorba aia, trebuie să furi startul cu ceva ca să seteze agenda. Hai să vedem ce se întâmplă în afară. În afară a avut loc există un summit BRICS de care trebuie să vorbim neapărat, pentru că s-au întâmplat mici lucruri acolo. BRICS-ul, ca orice organizație făcută de...
Știi când vorbea George Bush seniorul de... Tot vorbea de o nouă ordine mondială, știi? Păi, întotdeauna, pe vremea aia noi nu ne întrebam, că ne uitam ca proștii la ăștia, că nu înțelegeam care e treaba, că eram, veneam din peștera comunistă. Bun. Ieșea George W. Bush și din două în trei discursuri povestea că vine o nouă ordine mondială care... Ok. Dar el ce era? Președintele Americii sau... Bă, a fost și director CIA, a fost și... De asta am spus, nu știu. Tu erai președintele Americii, da? Bun. Ok. Și de ce vrei o nouă ordine mondială? Asta nu ți era bună? Că tu erai, ca zic așa, șeful. Era, ordinea, aia era ordinea aia era condusă de America. Și atunci, ce ordine tot anunți? De fapt, ce vrei să spui? Că vrei să capotezi? Sau... Și că nimeni nu întreba întrebarea esențială. De ce? De ce te dă pe tine grijă de o nouă ordine mondială? Care era ordinea mondială? Că, bine, pe vremea aia China a împușcat studenții cu tancul. Ok, așa e la ei, sunt nebuni, că sunt comuniști. Rusia era în genunchi și tu vrei o ordine mondială când erai doar tu. Când aveai actanți. Când aveai... Erai liber, India, la, era și zice, o nouă ordine mondială. Băi, nu avea niciun sens să vorbești. Dacă tu erai China, pe vremea aia, ok, da, te lua de ceva, pisma. Ok. Dar el ăsta era în mijloc, era în fruntea statului, ca zic, în fruntea. Foarte interesant și nimeni nu întreba de ce te mână, mă, pe tine în luptă. Dar uite că peste veac, mă rog, nu e un veac, dar sunt câteva zeci de ani, apare BRICS, apare organizația de cooperare de la Shanghai, tot fel de organizații care sunt croite de aceste două mari, de China, care acum e o mare putere, și Rusia, despre care, mă rog, controversa întotdeauna a fost, mă, sunteți putere regională sau sunteți? Și li s-a cam demonstrat că sunt putere regională și aia puțin cu, mă rog, cu coastele rupte, cel puțin. BRICS. BRICS. Nimeni nu vorbește, toată lumea vorbește despre ascensiunea BRICS. Ok, ascensiunea BRICS este o mare lagăr de muncă de sclavi, și anume China comunistă, care zice, eu am forță de muncă. Câtă vrei, dă-mi, îi dresez, fac, îi tun zero, vin ăștia cu taxul tuns, tot ce vreți. Nu. Mâncăm, facem, îi mâncăm și le mâncăm. Da, dați-ne producție, că noi ne e foame. Și resurse. Și resursele sunt din BRICS. Coalizez o chestie de asta, capturez piețele interne europene și americane, că de acolo alea-s piețele, că ăia pe acolo erau flămânzi din partea cealaltă. Și atunci și vinzi la băieții ăștia care-s bogați produse făcute de sclaveți în China pe apă și bătaie și ceva orez din când în când. Ăsta e modelul despre care vorbea Șoșoacă și spunea că modelul de succes al Chinei este croit de Ceaușescu. Ce să croiască, mă, Ceaușescu, săracul, nici haine de blană nu știa să croiască. Ce să croiască el, săracul? Bun. Problema e că BRICS-ul, așa cum e el, ca orice paleașcă din asta care se tot extinde, începe să nu funcționeze. Că dacă tot accepti oameni acolo, ei au interese divergente sau ușor divergente. Toată lumea ar zice, da, vrem și noi un pic din banii Chinei. Dar asta nu înseamnă că ești aliniat intereselor ei neapărat. Uite acum, declarație finală care cere reforma ONU și e foarte interesantă. Și un rol sporit pentru America Latină și Asia. Ăsta e titlul, Europa Liberă. Bun. Vor un rol sporit pentru America Latină și Asia. Păi, ok. În primul rând că ONU e născută moartă. Și e născută moartă în condiții suspecte. Unul dintre, dacă nu chiar primul secretar general al ONU, pe poziție, nu știu dacă asta era chiar funcția, era Algir His. Acum, cine e Algir His? Nu știe lumea. Algir His era un băiat din America. Omul ăsta a fost presupus, pus sub acuzare ca spion rus. L-au găsit până la urmă vinovat de sperjur și i-au luat biscuiții din buzunar. Nu știu dacă a pățit vreo ceva. Ăsta e omul care a condus-o. Deci, încă o dată, un om acuzat de spionaj pentru Rusia
a fost primul secretar general al ONU. Dacă asta nu vă spune ceva, dacă nu vă pute, n-o să, poate că e cheia faptului că John era secretar adjunct al NATO peste ani, peste un arc peste timp, da? Ca să înțeleagă lumea că nimic nu e ceea ce pare. Nici la ei. Ăsta era omul care împingea scaunul lui Roosevelt la întâlnirea cu Stalin, când au stabilit ei că România era bine cotropită de ruși, că așa voia tătuca Stalin, care oricum era îndatorat până în gât. De ce le era tuturor frică de el? Nu se știe. Că toată lumea știa că Stalin a câștigat războiul cu camioane, conserve și cizme americane. Nu? Și atunci de ce le era așa de frică de ruși? Exact. Și cu generalul Patton au câștigat, printre altele, bineînțeles, americanii războiul, dar de ce le era așa de frică de ruși? E o întrebare. Astea sunt scenete. Oamenii au niște roluri, le joacă convingător. Iată că acum, când se cere reforma ONU, cine a fost oaspete, stârnind mânia tuturor din vest, șeful ONU actual, Antonio Guterres, a fost la Moscova. Și a avut grijă Putin să mănânce delicatese, primit cu mare pompă. Da, păi normal, pentru că îl validezi, nu? Dacă te duci acolo, tu de fapt ai dus, stai un pic aici. Am mers la validat. Își imaginează cineva că tu, după toată nebunia asta și milioane sau un milion de oameni morți, sunt niște pierderi îngrozitoare și te poți afișa cu Putin? Adică pe ce planetă ai putea trăi? Că lucrurile astea duc totul în jos. Deci l-ai porcăit pe omul ăsta, are un mandat de arestare emis de tribunalul de la Haga și tu te duci acolo. Oh? What? Așa e. Din păcate. Știi ce s-a mai cerut acolo? Două lucruri pe lângă ce spune Europa Liberă. O bursă a grânelor între cei de pe BRICS ca să împartă cum doresc grânele către țările subdezvoltate, da, în pericol de foamete, și o altă poveste, o dedolarizare cu o participație efectivă. Adică li s-a cerut statelor în cauză să ia măsuri încât tot ce înseamnă materie primă să nu mai fie plătit în dolari. Bine, ca să lămurim un pic ce înseamnă, de ce vor ei un rol sporit pentru America Latină și Asia. Acum nu o să discut că ONU e o chestie îngropată, e complet irelevantă, cheltuie bani pentru nimic. Are o agendă frumoasă de 17 puncte despre dezvoltare sustenabilă sau durabilă, ceva în genul ăsta, care e o agendă globalistă cumva pe față, niciun fel de... Bineînțeles că dacă ne mai aglomerăm mulți pe planetă, trebuie să ne restrângem, că resursele sunt în scădere, da? Nu intrăm acolo, nu? E irațional să nu te restrângi, da. E prea mult control în mintea băieților ălora. Și acum zici, dom'le, tot birocratul, el se validează încercând să controleze pe toată lumea, da? E adevărat. E natura umană asta. Mă validez prin funcția mea și vă spun vouă să veniți cu părul vopsit. Dar e puțin prea mult. Oamenii ăștia cer un rol sporit pentru America Latină și Asia. Pentru că Asia este tutelată de China și America Latină, cu niște mici excepții, la fel. Iarăși, ăștia sunt. Și acum ONU e fiecare țară are un vot. Nu vorbim de Consiliul de Securitate, unde au băgat Rusia, te doare capul, deci, mă rog, au băgat Rusia acolo cu statut permanent. Și după aia a băgat Henry Kissinger, defunctul. Adică, cred că e defunct, nu știu, dacă nu l-au downloadat pe un stick și nu știu. Îi mai sfătuiește, îi mai consiliază. Și apare peste câțiva ani sub altă formă. Și Henry Kissinger a băgat China comunistă scoțând Taiwanul. În retrospectivă, Taiwanul era reprezentantul Chinei, până la urmă, că Chiang Kai-shek era reprezentantul ei. Ei au făcut-o să fie cumva. Nu știu de ce vorbesc despre lucrurile alea tot timpul când pică Lenin cu nasul în țărână. Nu știu. Așa și vine. Regie de overlords la butoane. Nu știu ce se întâmplă. ONU, da? Insistăm asupra sprijinului nostru pentru reforma ONU, inclusiv a Consiliului său de Securitate. Păi Consiliul de Securitate nu face nimic.
E blocat. Orice tentativă de... Nu te supăra, nu? Consiliul de Securitate convoacă ședințe ori de câte ori are chef și blochează orice fel de rezoluție. Ori blochează Rusia, ori blochează China, ori blochează amândouă odată. Sau Statele Unite. Sau planetă. Deci, în general, dacă sunt împotriva Israelului, blochează Statele Unite. Dacă sunt pentru a aduce ceva, un nivel de sănătate asupra afacerilor planetei, ăstea o blochează băieții noștri, China și... Da. Acum fiecare țară are un vot și organizația aia e tutelată în principiu de China. De ce? Pentru că au sprijinit crearea de state extraordinar de mici, mai ales prin Pacific. Sunt o grămadă. Solomon Islands. Solomon Island are un drept de vot. Înțelegi? Pe bune? Da, pe bune. Cât Canada, de exemplu. Sau cât, nu știu, Brazilia. Fiecare stat, nu contează că e o insuliță, se bate pe umăr cu coloșii planetei. Da? A fost pusă în evidență și importanța că țări din Africa, Asia și America Latină să joace un rol mai important în gestionarea afacerilor mondiale. Păi cum să joace? Că n-au bani. Da? Țări din Africa. Ok. Despre ce țări din Africa vorbim noi care au bani încât se poată vorbi despre lucruri? Păi, până la urmă despre asta e vorba, nu despre asta da, e vorba. Da, îți spun eu ce țări din Africa. Cele în care Wagner a avut baze permanente, există și acum, a antrenat rebelii, în general au reușit să dea niște lovituri de stat, a alungat occidentalii, fie ei francezi sau englezi, acele țări din Africa, nu altele. Bineînțeles, și Zimbabwe și Congo și toată, deci, și care multe dintre ele sunt controlate Africa de chinezi. Africa de Sud, care dansează precum Rusia da. De mult, nu de da, ieri exact. De azi. Corupție la greu, sunt state eșuate, foarte multe dintre ele. Foarte multe din state de acolo sunt eșuate. Deci tu vrei să-ți dai unor state eșuate, patronate de niște oameni extraordinar de corupți, care nici măcar, și mulți dintre ei care fac nereguli și încalcă drepturile omului într-o manieră flagrantă. Adică nu citim povești despre rebeli în Sudan și nebunie ce e acolo. Nu, că nu ne interesează și nici n-ar trebui să ne intereseze. Dar tu pe ăia vrei să-i pui să conducă afacerile internaționale. Pe bun. Da? Să blocheze afacerile internaționale. Păi, le duci la ONU, da. Tutelă, putează exact ce primesc pe bilețel. Tot ce scrie acolo Europa Liberă este mai multă putere pentru băieții care deja aruncă totul în derizoriu. Într-o măsură mult mai mare decât țările civilizate, unde de bine de rău le mai poți arăta obrazul politicienilor. Încearcă să-i arăți obrazul lui Putin sau lui Xi Jinping, să vezi ce pățești. Nu? Că pe Macron sunt poți să le... Care n-au venit invocând probleme. Un accident casting, n-am înțeles de care, la liderul brazilian și Vucic, care nu s-a dus că nu știu ce are, răcit și el. Dar în rest să știi că au venit... e foarte mândru Putin pentru câtă lume a reușit să adune. E conferința la care a adunat cei mai mulți lideri mondiali din ultimii ani. Prin asta el vrea să ne arate clar că nu e izolat. Dacă mai mult ies ploile. Măsurile coercitive unilaterale, fii atent, inclusiv sancțiuni economice unilaterale și secundare, care contravin dreptul internațional, au consecințe grave asupra exercitării drepturilor omului. Înțelegi? Deci de-aia nu se pot exercita drepturile omului și cad oameni pe geam în Rusia din cauza sancțiunilor ăstora. Ai crai zice. Să nu mai vidă colegii mei din China care ajung fabrici de organe, mă rog, limitate, că la un moment dat rinichii dispar și tu ajungi în cutiile de cremare din spitale. Da? Inclusiv asupra dreptului la dezvoltare. Știi ce înseamnă drept de dezvoltare? Adică drept de dezvoltare e, eu am nevoie să mă dezvolt, Nicoleta, da? Tu ești dezvoltată mai bine. În cazul tău, să zicem, cum umbla vorba prin târg, aș putea spune, că ești latifundiară, dar... deci ești oarecum mai dezvoltată decât mine și eu sunt, să spunem că sunt un pârlit ăsta din... Din cornul Africii, care crăp de foame, așa, uite, mi-e oasele. Și vin și spun așa, eu am dreptul de la dezvoltare. Și tu zici, da, dezvoltă de modă. Nu, trebuie să mă dezvolt pe banii pe care tu, colonial, imperialist-o ce ești, da? Ne-ai luat pe nedrept.
Știi ce, știi ce înseamnă asta? Este conceptul care se regăsește la baza întregului expozeu, este ceea ce în Statele Unite se cheamă equity. Și dacă equity ăla nu e, e direct din cartea jalnică a comunismului, nu e nimic. Ce înseamnă equity? Înseamnă așa. Inițial, fiecare se descurcă cum poate în limitele unor legi și unor drepturi. Ok. După care au venit și au zis socialiștii de acum. Au zis, băi, dar oamenii de culoare nu au aceleași egalități de șanse ca cei albi. Și poate aveau dreptate, poate nu aveau dreptate, de obicei aveau, unor nu aveau. Ok, hai să le dăm egalitate de șanse. Dar ce înseamnă asta? Că s-a ajuns la o politică de deschidere de posturi în guvern pentru oamenii, pentru minorități. Știi? Toată lumea din America de Nord știe. Este toate lucruri separate, de la facultăți, licee, exact, post-universitare, toate, exact, cele ai locuri. Deci trebuie să le dăm șanse mai mari ăstora că ei sunt defavorizați. Nu-i lași să băi, uitați-vă, duce-vă la start și care alargă mai bine să fii sănătos. Nu. Le dăm puțin avans. Că ei, de ce le dai avans dacă sunt egal cu ceilalți? Știi ce spun? Nu, ei pot să fie mult mai slabi decât cei care ar merita locurile, dar sunt rezervați. Întrebarea e, dacă suntem toți egali, de ce o iați mai mulți și noi suntem mai puțini la intrare? Deci, ori suntem egali, ori nu suntem egali. Bun. Și politica asta este acolo de zeci de ani. Acum vine Kamala Harris și toți ăștia, poți să zici stânga extremă. Eu nu sunt de acord cu wokeness. Mișcarea woke mi se pare că nu e un termen care reprezintă ceva. E marea greșeală a băieților ăstora care o să le aducă sfârșitul. Pentru că dacă te uiți bine, argumentul esențial din Găgăuzia până în Rusia și din Serbia până în Grecia, asta este. E prea mult LGBT. Da? Stai un pic. Deci acum vin și impun equity. Ai zice echitate. Ce înseamnă asta? Ideea e în felul următor. Le-am dat mai multe șanse și rezultatele nu sunt alea pe care le-am crezut noi. Și atunci pur și simplu furăm la finish. Ok? Da? Deci, tu muncești cât ai tu chef, ești plătit la fel. Și dacă ai rezultate mai bune, e din cauza că ești un alb nenorocit și luăm de la tine ca să le dăm la ăștia care nu sunt așa. Na. Dacă ăla nu e rasism, este rasism pe baze comuniste. Asta este. Problema e că omoară libera inițiativă. Dacă o faci un timp îndelungat, uită-te la Boeing, că nu mai înțelege nimeni din compania aia mai nimic. Acolo o să ajungă. O să o ruineze. A ajuns recent la știri. Nu, s-a ajuns acolo. A fost o chestie... Nu. Multe episoade cu Boeing, dar ultimul episod de acum 3 săptămâni este reprezentativ. O uzină din Italia, care le oferea niște piese cheie, le-a înlocuit cu material absolut necorespunzător, pentru că era mult mai ieftin. Și au descoperit abia acum. Întrebarea mea este de ce au descoperit abia acum și de ce au folosit piesele care le-au creat atâtea accidente peste tot. Și în spațiu au eșuat. Le-au dus pe stație cosmonauti și nu au putut să ia înapoi. Adică asta e. Acolo se ajunge. Pe bani mult mai mulți decât a primit Musk de la guvern. Mult mai mulți. Dacă nu cumva un ordin de mărime, dar nu știu sigur și n-ar vrea să speculez. Există și, bineînțeles că Musk spune, bă, dar de ce așa? E aranjată sau care-i treaba? Pentru că iarăși, știi? Băieților, există această evoluție foarte interesantă pe Rusia, care merită, discutată, nu putem să o trecem. Dacă plecăm de la BRICS, hai să zicem că și mie mi se pare foarte interesant, Erdogan a vrut să intre și l-au lăsat pe afară opoziția fiind a Indiei. Trebuie unanimitate. India a reproșat legăturile cu Pakistanul, motiv pentru care, pe cât era bucuros Putin că îl prinde pe Erdogan în toată povestea asta, ia cătă că nu-l va prinde.
Sunt, e interesant. Bineînțeles că americanii se bucură pentru că ei deja amenințaseră oarecum voalat cu niște, mă rog, niște penalități, să le spunem, că nu sună sancțiune, că asta înseamnă, e un termen economic. Turcia joacă la două capete și ai zice, domnule, până la urmă e interesul lor, ei sunt aici, între două lumi, mă rog, așa văd ei lucrurile, trebuie să reziste, trebuie să facă. Numai să nu-i joace jocul pe ei, știi că trebuie să joci bine și inteligent și știi că nu știi exact, joci la două capete sau ajungi să te prinzi în jocul ăla la două capete până te joci pe tine la două capete, că... Ceea ce cred că face Erdogan, pentru că are și el o vârstă, nu știu nici cât de experimentat e, a adus economia turcă în sapă de lemn, sunt niște e inflație serioasă acolo, tot aruncând guvernatori ai băncii centrale pe geam, pentru că nu-i spuneau ce vrea să audă. Și asta e tipic pentru statele autoritare, pentru că tu, dacă ești autoritar, inclusiv într-o relație, nu? Ești autoritar și vine, nu știu, soția la tine și te tot, păi, Vasile, ce faci? Uite, eu, nu, taci din gură, că dau două acum. La un moment dat, ea n-o să se, n-o, nici mai vine la tine. Dar dacă tot nu mai vine la tine, tu nu mai auzi care e problema. Știi? Și s-ar putea să ai nevoie să știi care e problema. Asta pățește toată lumea din state autoritare. Nu? Am pățit-o în primul rând Putin cu armata lui de tancuri care sunt vai de capul lor și au ajuns să zacă prin Ucraina, deci desfăcute pe repere. Ce să faci? Corupție, nu? Toți ai tăi, loial, totul e bine, mă băieți. Da, totul e bine, să trăiți. N-am nicio treabă. Că nu erau banii lui. Erau banii rușilor care dormeau la cârmă, că n-aveau ce să facă altceva, se îmbătau cu basamac. Interesantă evoluția, pentru că nu numai Turcia vrea să adere, mai era și Arabia Saudită, dacă vrei să vorbim de legăturile Arabiei Saudite cu Pakistanul, păi sunt tone de pakistanezi în Arabia Saudită. Chemați să facă... Încă n-a cerut. Încă n-a cerut, dar cochetează. Bineînțeles adică că... Raport. Nu, dar cochetează, deci ăsta e un precedent. Mare. E un alt precedent care mie mi se pare extrem de periculos sunt exercițiile armate pe care le fac în premieră în aceste zile Iranul și Arabia Saudită. Păi Iranul și Arabia Saudită, să știi că evoluțiile din Iran sunt destul de ciudate. Începând de la bombardarea rafinăriilor de acum câțiva ani, nu știu, două, nici nu mai știu câți ani au fost, de către drone, ăștia sunt inamici, ei sunt, e un joc foarte interesant aici. E un joc în trei. Inamici, că nu mai sunt. E un joc în trei. Nu, că mâine pot fi inamici din nou. În primul rând că iranienii sunt persani, sunt oamenii lui Perseus. Nu știu cine, pe cine interesează informația asta, că în general nu prea ne interesează informațiile relevante, după părerea mea. Ei nu sunt arabi. Și se uită foarte de sus la arabi, de fapt. Întotdeauna au făcut-o, e altă gintă, altă poveste cu ei. Acum, inamicul public numărul 1 al Iranului declarat, al Iranului musulman. Israel. Este Israelul. Acum, cine a făcut situația așa cum a fost? Întrebați-i pe băieții din CIA și MI6 care au regizat căderea șahului. Am spus-o și mă repet că aia a fost. Aici îți dai seama că băieții care sunt la butoane nu sunt foarte inteligenți. Și oricum nu vor să construiască pe termen lung mai nimic. Dacă voiau... Vor să dărâme pe termen lung, stai liniștit ce să construiască. Șahul a zis, bă, gata, vi s-au terminat contractele cu noi de petrol, îl jucăm la bursă. Și ei au zis, nu... Și el a zis, ba da. Și i-au zis, mă, tu nu înțelegi. Și n-a înțeles. Dar el era pro-israelian. De ce s-au bucurat israelienii atunci că l-au dat jos? E chiar un semn mare de întrebare. Enigma. Pe care, nu că nu e o enigmă, dar nu cred că putem să o discutăm foarte în clar. Aici. Oricum, China acum este cea care se bate cu cărămida în piept că apropierea dintre Iran și Arabia Saudită îi se datorează. Într-o oarecare măsură este adevărat.
De ce jocul ăsta din Orient este foarte, foarte interesant? Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în administrațiile Obama și Biden. Au făcut acordul nuclear, deci au permis practic Iranului să meargă pe șest și să-și dezvolte bomba nucleară sub pretextul că nu o fac. Da? Aveau niște sancțiuni în loc, pe care se făceau sau se făceau că nu există. Ok. Și totul era așa, un fel de ne facem că e bine, dar de fapt nu era bine. Și a venit Trump și a zis, bă, dar asta chiar nu e bine. Da? Sprijineau de asemenea rebelii Houthi, care sunt rebeli, sunt ok, e o poveste cu ei acolo, e Yemen. Ei sunt aliația Iranului, care acționează, îi folosesc drept carne de tun. E o țară ciudată, cu o majoritate Shia, exact ca Iranul, și un guvern sunit. Aia e făcută să explodeze. Nu m-aș mira să fie făcută să explodeze de băieții anglosaxoni cu acordul Arabiei Saudite sau în cârdășie. Și acum explodează că tu nu poți să-i ții pe aia de gât, e o altă poveste. Plus că există disensiunea asta musulmană, care dacă se va opri, va fi prost. Dacă vrei să pui în genunchi economia mondială, înarmeze rebelii Houthi, care atacă transportoarele de... Exact. De țiței, da? Prin Golful Persic. Și e problemă. Deci, încă o dată, e calea cea mai sigură să ajungi să pui economia pe butuși cu un baril la $300 în care nu mai înțelege nimeni ce se întâmplă și tot se dă peste. A fost un mic avertisment când toată lumea o colea pe la Cape Town la începutul conflictului din Israel. Păi da. Ne aducem. Și hai să ne gândim, acolo, în primul rând, că sunt tone de baze și de există marina americană la greu. Ăștia de ce mai există rebeli Houthi care capturează transportoare și fac prăpăt pe acolo? Adică de ce ar trebui să existe? Este baza americană. Nu vrea să supere Iranul. Așa este explicația. Și China are baze în Djibouti, un loc foarte important de pe globul ăsta. Toată lumea e acolo. De asta e toată lumea acolo, că pe acolo trece, nu știu, o treime din petrol, pe acolo trece. Știi? Dacă vrei să faci praf China, de exemplu, așa o faci. Dar poți să te relaxezi și să nu faci praf China, că te faci și pe tine, și să lași China să moară singură, pentru că economia ei este în cădere. Și da, te întreb, de ce economia Chinei în cădere? Până acum a exportat. Ce s-a întâmplat? Asta e iarăși o enigmă pe care nu o discută lumea. Parcă atunci când se duce gândul în direcția aia, se spare și vine înapoi. Ce au făcut ăștia? Că era duduiau. De ce nu mai duduie? Nu mai cumpără lumea umbrele chinezești și Adidas și toate astea? Nu. Eu zic că am spus-o de mai multe ori în emisiune. Deci aia e. Războiul din Golf e nemaipomenit de important. Iarăși, pe de altă parte... Ăștia se înarmează nuclear, Iranul, cu acordul elastic sovieticilor, cu acordul lui Putin. El a sprijinit toată industria nucleară. Se știe, nu e ca și cum. Și de ce nu vorbim? Tot ce primește acum dronele pe care le iau de la Iran, le plătesc cu documentație nucleară. Așa cam așa. Cum tot ce e de la Coreea de Nord, plătesc la fel, cu promisiune de ridicarea unor sateliți în cosmos. Cu alte cuvinte, sabotează acordul de non-proliferare nucleară Rusia. Așa cum au făcut-o și francezii când au înarmat Israelul nuclear, că se pare că de acolo a venit bucata, așa cum au făcut-o și în momentul în care au înarmat nuclear Coreea de Nord, că hai să fim serioși, de unde au făcut aia rost de bombă, au găsit-o pe drum, ce au făcut? Și după aia îi folosesc... Nu vezi ce a găsit la acest moment Coreea de Nord? Chiar aș vrea să-mi spui ce părere ai despre povestea cu soldații care vin să se antreneze la Vladivostok și e să meargă apoi în Ucraina. E foarte interesantă povestea aia. Inclusiv piloți, am înțeles, nu doar simpli. Sunt buni de piloți, că nu trag la cântar.
sunt ca niște vrăbiuțe. Acum, trecând peste boșcălie, există o poveste pe care am auzit-o la Jack Bro, cred că îl cheamă, un blogger care e pro-ucrainian. El e, cred că e american. Deci, sigur, e american și e pro-ucrainian. Și tipul ăsta zice, băi, eu nu am încredere în soldații ăștia, nu pun nicio bază în ei. Și a dat exemplu, a citat o istorie de prin 2017, când un soldat nord-corean a trecut în... a fugit peste linia demilitarizată, peste zona aia, o zonă extraordinar de bine păzită dintre două Corei. Coree, dintre cele două Coree. Și a fugit în sud. Și a ajuns în spital, până la urmă, cred că în comă, parcă așa era povestea. Când a ieșit din comă, Business Insider a scris despre asta. Când a ieșit din comă, l-au întrebat la bătul, ce vrei? Ce vrei tu? Ce? Și le-a zis, băi, eu știți ce vreau? Ciocopai. Ciocopai, pentru cine nu știe, și nici eu nu știam, e așa, e, sunt niște ca eugeniile de la noi. Știi? Numai că sunt eugenii din RFG, cum ar fi venit. Ce să fie? Niște pandișpan cu zahăr și cu ciocolată. De ce vrei tu, mă, ciocopai? Ciocopaiurile astea se vindeau cu $10 bucata în Corea de Nord, sunt făcute de aia din sud. Și avea un complex unde sudul a zis, bine, hai că voi muriți de foame, uitați ce facem. Facem un parc industrial la Kaesong și vă angajăm acolo, vă plătim cu $100 pe lună și bineînțeles mai mult, ăștia erau banii pe care îi primeau amărâții ăia și restul îi lua umflatul ăla de dictator sau taicăsul, că era pe vremea taicăsul. Deci cum vindeau ei evrei și germani pe vremea lui Ceaușescu, cum vindea tata lui Joana de ăștia, da? E, Corea de Nord n-avea nici evrei, nici germani. El vindea ce avea și el avea sclavi. Și vindea la sud-coreeni care făceau chestia asta că știau că o parte din banii o să le asigure la fraților lor ceva mâncare, ceva... Printre altele le dădeau și ciocopaiuri din astea, care era piață de neagră de ciocopaiuri cu care se hrăneau amărâții aia. Da. Ei, la un moment dat s-a bozunflat regimul comunist și a zis, bă, gata, închidem Kaesong, închidem, nu știu, s-au certat de la ceva, nu? Bani, rahat. Și au dispărut ciocopaiurile. Ăsta când a fugit peste granița aia, care e cea mai păstă graniță de pe planeta asta, s-a dus și le-a cerut ălora ciocopaiuri. Dacă poți să-ți imaginezi că un om își pune viața în pericol ca să mănânce ciocopaiuri, eu cred că asta spune tot. Oamenii aia se reduși la existența de animal de către regimul ăla de cretini, paranoici și psihopați. Sudcoreenii când l-au auzit, i-au zis, bă, uite ce facem, îți dăm o rație de ciocopai pe viață. Cât stai tu în Corea de Sud, noi îți dăm ciocopai gratis. Stai liniștit. Da? Acum ia și îi duce unde? Îi duce în Ucraina, unde ucrainienii toacă cu drone. Cât crezi că rezistă? Foarte puțin. Ce loialitate au? Ucrainienii, deci statul major al lor general a anunțat și, pe de-o parte, și soldați nord-coreeni morți și soldați care au dezertat. Da, exact. Întrebarea care se pune este de ce se abține la comentarii Moscova în condițiile în care Corea de Sud a spus foarte clar și câți au plecat și cum au plecat. Au zis că își vor trimite și ei specialiști în Ucraina ca să-i monitorizeze pe nord-coreeni. E vorba că vor să trimită și tancuri, nu numai specialiști. Și tancurile sud-coreene sunt bune. Mai veche, că s-a făcut un contract. Deci e supărare acolo. Și sunt confirmați și de Departamentul de Stat cum că într-adevăr au plecat. Dar la început a fost privită Corea de Sud cu oarecare suspiciune când a anunțat coreenii din Nord, uite ce. Iar astăzi am văzut în Wall Street Journal, ei scriu că au documentul, au pus mâna pe el, a fost clauză secretă după întâlnirea, la vizita lui Putin în Corea de Nord, la acordul semnat între Kim Jong-un și Putin. Deci, practic, pentru asta s-a dus să ceară soldați. Întrebarea mea este, cum a ajuns Rusia până aici?
încât mizează pe soldaților. Am înțeles că în țară au mai găsit o formă de înrolare. Pe cei care comit infracțiuni și ajung în aresturi, îi întreabă un delegat de acolo: vrei să nu fii judecat? Mergi pe front. Da. Legiunea străină a Rusiei. Deci infracțiunea ajunge să nici măcar să nu se mai... se închide dosarul, se șterge. Deci poți să faci orice, să omori, să spături, să furi, să ajungi în arest și de acolo pe front și nu mai e cazier. Bine, și aici la noi, la noi e cam la fel, numai că nu trebuie să mergi pe front, trebuie să furi la băieți. Sau da, să furi cot la cot cu băieții noștri. Ai lor, mă rog, că nu-s ai mei. Măi, noi suntem la foarte puține zile, cred că două săptămâni mai sunt ceva, până la alegerile din America de Nord, care au importanță destul de mare, dacă nu... Din Statele Unite, vrei să spui. America din de America Nord, de Nord, am zis nu, din Statele Unite, că nu există alegeri în America de Nord, mă scuzați. Și apropo de alegerile astea, l-am auzit pe Elon Musk, acest băiat despre care nu știu ce să cred. Pentru că el a fost într-un grup destul de select la un moment dat cu toți, cu mulți dintre fondatori de platforme social media, de la Peter Thiel. Băieții din Silicon Valley, era. Care a fondat întâi PayPal-ul și după aia a fondat Palantir-ul, o chestie care ajută guvernele să... Își ascundă... Să afle informații. E o chestie acolo. Și le preia operațiuni. Băiat de altfel deștept care înjura Google la scenă deschisă și o făcea tare. Și Facebook, unde era în board, parcă. Deci începând cu Peter Thiel, cu Sergey Brin, cu toți ăștia, erau mulți acolo, vreo 25 de oameni, care trăiau împreună. Acum când zic trăiau împreună, să nu credeți că trăiau împreună în același pat, nu despre asta e vorba, dar trăiau împreună într-un fel de... comunitate. Congregație, nu știu, e destul de... acel Elon Musk. Bun. Acum lumea îl consideră că o fi așa sau invers. Părerea mea e că... nu știu, eu... să nu fie o poziție controlată, că asta e... știi? Cum zicea George Simion, că el dacă o să ajungă vreodată ca partidul lui să bată palma cu PSD-ul, își dă demisia. Demisionează, da, pleacă din politică. Eu țin minte pe Dragnea, care zicea că se duce la închisoare dacă nu își respectă programul de guvernare. Și venise la Rareș Bogdan cu hârtia și o arăta acolo și ce a respectat de acolo. Un dosărel, așa. Dar la închisoare, culmea că a ajuns. Nu s-a dus, dar a ajuns. Vezi ce înseamnă? Câteodată e bine să-ți sigura, știi? Mă gândesc, nu știu. Să fii atent ce promiți, să fii atent ce îți dorești, trebuie multă atenție. Iese Elon Musk și spune așa, apropo de Jeffrey Epstein, știi? Scandalul care nu moare niciodată. Și nu mă refer la faptul că l-au sinucis în închisoare sau au folosit o sosie. Nu mă bag până acolo. Știi, penitenciar de maximă siguranță și noaptea în care ăsta moare, camerele video nu merg. Știi? Ăsta e un fapt. Dar e de maximă securitate. Ce mă? Da. Eu nu știu cum lumea mai poate să creadă ceva din ce vede la televizor. Bine, și se duce la ghiță și ăia te fac, te golesc de creier cu totul. Mă rog, dacă în caz ai. Este Elon Musk și zice așa, dar nu mai știu la cine. Și zice, băi, cum e cu lista aia lui Epstein? Și ăsta râde și zice, eu cred că dacă iese Donald Trump, cei care erau pe lista, deci lista oamenilor care foloseau fetele racolate și traficate de Jeffrey Epstein, va fi făcută publică. Știi? Că n-a fost niciunul urmărit în justiție. L-a urmărit pe Jeffrey Epstein, care trafica minore. Trader. Ăsta era trader. Era un fel de șantaj. Poftim? Nu un fel de șantaj. Deci închipuieți că niciunul de pe lista de clienți n-a pățit nimic. Deși
Păi el l-au, cu greu l-au arestat. Și l-au condamnat odată și după aia încă o dată. Acum, foarte interesantă povestea asta, pentru că readuci pe tapet un lucru care pute. Da? L-am auzit pe Eric Weinstein, care zicea pe la un interviu cu un podcaster celebru american sau britanic și zice, domne, eu când l-am văzut pe Jeffrey Epstein, zice, mie omul ăla nu mi se părea real. Cum nu mi se părea real? Zice, nu mi se părea real, mi se părea o construcție. Cum adică, domne, o construcție? Zice, domne, mi se părea o structură. Ce structură, domne, ești nebun? Zice, domne, mi se părea, zice, ăla era trader. Și vorbea, da, vorbea lingo de trader, dar ăla nu era trader. Că nu, bă, ceva, deci era din bucăți, era de carton, nu era, era trader, cum e Vanghelie, filozof. Știi? Poate că dacă îi cade în cap un Platon, un Aristotel de sus, poate că intră ceva în cap, măcar 2-3 mm, cât să... Da, atât, știi, adică... Și dacă începe să declame pe acolo din dialoguri, zici, bă, da, parcă ai învățat ceva, dar dacă îl tragi mai hacana, s-a terminat. Deci ăsta era Epstein. Unde e lista clienților? Cum și-a făcut banii? Les Wexler era un nume. Mă rog, băiatul cu Victoria Secret. Și cu... Se mai știu cam ce banii rula el, dar cum ai ajuns tu să rulezi sumele alea? De ce faci lucrurile pe care le faci? Foarte ciudat. Și să arunci chestia asta în... E adevărat că Jeffrey Epstein a fost arestat sub Trump pe 6 iulie, nu știu, 2019. Știi? Și în august s-a dus. S-a dus repede, dar... Deci sub Trump, până la urmă. Iar procurorul general al Americii s-a dus și l-a văzut, l-a consultat în celulă. Ceea ce... Mă, ce cauți tu că... Ce cauți tu în celulă la ăla până la urmă? Știi că mă întrebi. Deci, dita mai procurorul general. Dacă... Cine a fost procurorul general? Cazanciuc a fost vreodată procurorul general? Nu, n-a fost. Sau a fost? N-a fost. Da, vedeai procurorul general al... Știi, ți se părea puțin suspect să te duci la unul ăsta, da? Mă rog, poate că așa e la american, la ei. Și apropo de chestia asta, stau să mă uit și văd ce crezi că văd eu, o chestie pe care noi cel puțin n-am discutat-o deloc la vremea respectivă. Că se înțețește iarăși lupta de clasă în America și e destul de complicat. Pe un Joe Rogan am văzut o chestie despre un... Unul dintre oamenii care l-a ducea pe Epstein la Bill Clinton pe vremuri, la Casa Albă, deci știi că acolo ei au un log unde intri, ieși, scrii și tu numele acolo ca să știe oamenii cine... În orice instituție ar trebui și există, uite, du-te la aparatul Victoria sau la aparatul Cotroceni, este un opis în care ești trecut cu toate datele. Nu e ca și când ai putea să intri într-un loc și să nu se știe. Da, câteodată mai dispar foile cu totul. Se rup, pur și simplu. Da. Și există acest consilier special al lui Bill Clinton, pe nume Mark Middleton, care l-a admis, l-a băgat pe Jeffrey Epstein în Casa Albă de cel puțin 7 din cele 17 ori care omul ăla a fost acolo. Și care a murit în condiții foarte suspecte în 2022. Sinucis, copac, nu știu, foarte ciudat. O chestie despre care au scris foarte puțini până acum, pentru că e și periculos să te apuci să cauți foarte tare lucrurile astea. Că, da, e o întreagă poveste aici și o aduc din nou, se aduce din nou în campania asta, care... Se dovedește destul de ciudată până la urmă, neașteptată, iarăși. Avem pe Kamala Harris, care a susținut un town hall meeting azi, cred că. Există o...
Mâine există un interviu al lui Trump la Joe Rogan, parcă anunțat, confirmat, deci o să fie toată America acolo, sunt convins, sau cred că toată. Există acest vicepreședinte al Kamala Harris, pe care toată lumea se întreabă de ce l-a numit pe ăsta, și singura explicație rațională este că omul e mai prost decât ea. Deci face o presă îngrozitoare și este mai comunist decât ea. Este un afiliat al Partidului Comunist Chinez în America. Are niște schelete în dulap înfiorătoare. Deci a fost organizator de panelist la întâlniri ale unui partid chinez, altul decât Partidul Comunist. Partidul Comunist Chinez nu e singurul partid. Au vreo 8 grupări de astea de 2 lei tona, așa, pe acolo și ele. Nici la Ruși nu e partidul unic. Nu, nici la noi nu e partidul unic, da? Deci să ne înțelegem. PSD-ul nu e partidul unic, mai sunt alte partide. Uite, George Simion, de exemplu. E un partid într-o singură fecioară, ca să zic așa. Om. Partidul plan al lui, că l-ai uitat pe prietenul tău, Silviu Predoiu. Mai, ce e cu Liviu? Silviu Predoiu. Ce e cu Silviu Predoiu ăsta? Că... E spion sau nu e spion? A făcut sau nu a făcut? E spion, dar el spune am fost vreme de 30 de ani spion în prezentare. Adică CNSAS-ul l-a verificat în 2010 și a zis că nu a fost lucrător a securității și nici el n-a mărturisit. Iar acum CNSAS-ul a primit un document chiar de la SIE, nou și neprocesat, și l-a declarat că a fost, dar n-a făcut poliție politică. Iar pe Partidul Plan, unde are el o prezentare de zici că e super partid și vai de mine culmea democrației, în prezentarea de pe site-ul Plan, zice că el a fost spion 30 de ani pentru SIE. Întrebarea mea către tine, Nicoleta Savin, este de ce candidează omul ăsta? De ce e consilierul Ponta? De ce se bagă în politică? Ce... Crede cineva că îl alege pe băiatul ăsta cineva? Nu, nu o să-l aleagă nimeni. Nu, n-am idee de ce candidează. Chiar n-am idee de ce încearcă să impună acest partid de care n-a auzit nimeni. Și pe care probabil, nu știu, nu cred că va fi singura dată când îl vedem. Se cheamă Partidul Liga Acțiunii Naționale. Rescutat plan. Și... e de-a dreptul, este geolog absolvent al Facultății de Geologie Geografie a Universității din București, dar am fost 30 de ani ofițer de informații externe spion. Senzațional. Adică cât ai fost la SIE, de ce ne-ai povestit? Nu? Mă gândesc. Dar știi că toți zic că ei de fapt își serveau țara. El a intrat în 87, spune, în sistem. A? Că a intrat în 87 în sistem, a prins 2 ani de securitate, pe care nu i-a declarat niciodată. CNSAS-ul nu l-a găsit, el n-a scris în nicio biografie. Depui un CV, depui declarații pe proprie răspundere. Cum adică tu conduci spionii numărul 1 militar în sistemul respectiv? Ai un director civil și numărul 1 militar era el. Vii acum așa ai tupeu să spui că ai fost spion și te-a găsit CNSAS-ul brusc așa, a primit un document neprocesat în ajun de alegeri și e validat, adică el va fi în alegeri. Foarte ciudat. Dar de ce? Mă gândesc. Asta mă preocupă pe mine. Și dar de ce toată puzderia asta de candidați care vor la președinție? Ce caută? De la Alexandra Păcuraru până la domnul Terheș și așa mai departe. Ce-i cu ei? Ce-i mână pe ei? Apropo, prietenul Ponta, înțeleg că a declarat că în turul 2 îl va susține pe Ciucă. El e consilierul Ciolacu. Pe urma lui a mâncat. Și scriu unii că nu s-a dus, cei de la Realitatea, prietena lui Ancuț Alexandrescu, da, spune că nu s-a dus Ponta întâmplător în organizație la Dâmbovița, ci pentru că acolo e un teren de golf în care au investit prietenii lui turci, da, care lucrează. Adică lucrurile astea, cum să spun, sunt anacronice, atât de anacronice încât nu o să înțeleg niciodată. Apropo, deci Dan Diaconescu în alocuțiunea lui la Ancuța, spune că
Ponta a dat ordin să fie închis OTV-ul. Toată lumea trage în toată lumea, dar unii n-au ce căuta pe scenă și sunt. Și tu să-mi spui pentru cine lucrează băieții ăștia din afară vorbind, că dinăuntru li se pare că lucrează de unii singuri, dar nu e așa. Nu știu ce să zic, că e puțin... Adică Predoiu e singur prieten cu chinezii, da? Dacă nu cred că are China un prieten mai bun decât Predoiu în România. Mă gândesc. Pe Ponta. E mai bun decât Predoiu? La Ponta, informațional, nu face nici un sfert din Predoiu. Nu, dar o altă, e altă... Ponta e un politic, Predoiu e un ofițer de informații. A, pe informații nu. Informații... Întotdeauna au avut. Au avut pe Adrian Năstase, l-au avut pe Budura, erau toți ăia, pe... Da, dar oamenii politici nu aveau acces la atâtea informații. Decidenții primesc ce vor ofițerii. Iar ofițerii, dacă întreb de ce n-au dat anumite informații și de ce spun că nu le-au dat, pentru că nu se verificaseră. Așa e un răspuns lui Băsescu când a ajuns la Băsescu la concluzia că nu era cel mai informat om din stat. Era cât doreau ei să-i spună informații. Și explicația pentru care un ofițer de informații în orice țară, nu doar în România, poate să nu raporteze decidentului tot ce știe, este că trebuie verificată informația. Nu o arunci pe piață fără să o verifici din multe surse, precum gazetar. Așa că, Doamne iartă-mă, ce caută un tip ca Predoiu în ecuația România a stat membru UE și NATO la candidatura la președinția României? Unul dintre răspunsurile pe care mi le dau eu ar fi că noi acum trebuie să facem o... Se organizează o mineriadă. Știi cum? De mineriadă, anumite structuri din țara asta au organizat un bâlci care ne-a făcut pe noi să arătăm de pomină în Europa. De unde eram unii dintre favoriții blocului de est care și-au câștigat libertatea cum au putut, cu sânge, cu poveste frumoasă de presă. A venit structura și a zis, băi, ce mă, că v-am împușcat noi și acum voi vă folosiți de faptul că v-am împușcat? Păi v-am împușcat și tot nu o să obțineți nimic de la Occident, pentru că noi vrem ca Occidentul să rămână afară. Și după ce acum vă împușcăm, vă mai și insultăm. Și au adus minerii aia prin... fi bine de întrebat Gelu Voican cum s-au venit minerii aia la București, că sunt convins că ne poate da niște insight-uri foarte interesante. Numai să vrea să-ți spune da, ceva. Da, să vrea, dar nu prea vrea. Și atunci ne-am făcut de băcănie. Ne-a ajutat cineva să ne facem de toată jena. Și toată Europa se uita îngrozită ce au ia mă de să bat pe stradă. Ce bat femei pe stradă? Și studenți, niște mineri. Cine se ia? Ce stat recurge la brutele? Forțe paramilitare. Și cui a folosit? Păi a folosit cui folosește Ucraina îngenunchiată acum. Despre asta e vorba. Da? Marea Neagră a rămas lac rusesc. Bun. Și acum, în orice caz, toată pleiada asta de oameni care... nu au toți mintea la ei, face același lucru. Ia să-ți dau... Nu, dar eu sunt îngrozită că apar toți filorușii. Credeam că a dormit. Ia să-ți dau un exemplu, să-l rugăm pe... Să rugăm regia să o pună pe marea gânditoare a politicii românești să ne spună două vorbe de duh. Să vezi. Despre referendumul din Moldova. Nu știu dacă ai văzut filmarea, o ți-o arăt acum în premieră. Ia să vedem regia. Aveți filmul? Da, nu, cealaltă. Păi sigur, ce? E vorba de o mare gânditoare a politicii românești. Moldova e altă poveste. Știați? E planul lui Ceaușescu. Și Putin a făcut BRICS-ul. Pentru că asta... Regia, nu e filmul. Ți-am pus două filme astăzi. Ce ai făcut? L-ai pus pe ale la... Nu e asta. Nu. Că Putin a făcut BRICS-ul? Nu. E vorba despre opiniile senatoarei Șoșoacă cu privire la Moldova. Uh-huh. Nu pe la ți l-am pus?
Ia, stai să mă uit să vedem, dar până Tânăr atunci... găsește regia, am văzut că s-a sărit, deci a sărit la gâtul Maiei Sandu, copreședintele Aur Târziu. Da? Vezi că filmul care este în directorul de astăzi, l-ai greșit. Nu știu ce ai făcut acolo. Ne cerem scuze, regiei noastre îi mai scapă mâna prin fișiere și le mai încurcă, așa e frumos. Ca să avem un moment de tensiune așa la sfârșitul emisiunii, să ne palpite. Dar nu e tensiune. Se întâmplă numai cine nu muncește, nu greșește. E adevărat. În cazul ăsta, dă-ne filmul cu Moldova, că există această doamnă din Moldova, dacă pe ăla nu-l găsești. Da. Există această doamnă din Moldova care este o bomboană de om și care le-a zis-o băieților lui Plahotniuc și lui Șor extraordinar de bine. L-ai pe ăla? Șaragul de mergele, cei care vreți președinți ai țării Republicii Moldova, nu s-o cutiți că noi chiar suntem proștii voștri. Și îmi las ca niște câini dizlegați. Tătă Republica ați împânzit și încă după hotare ați mai ajuns. Și voi s-o cutiți că noi chiar suntem duși de nas? Ce ați făcut voi pentru țara noastră? Ia spuneți-mi voi mie și ați făcut, că n-ați făcut nică. Nici șanumara nu știți. Banii știți să-i numărați. Dar să faci ceva pentru țară, nimeni n-ați știut. Voi și socotiți că noi suntem din topor? Nu! Aveți grijă și băgați în seamă. Nu păscudiți pe Sandu. Sandu ne-a scos în lume. De urma lui Sandu avem școli reparate. De urma lui Sandu avem grădiniți reparate. Drumuri, cum ziceți, cu o cârchit. Cârchite, dar până mă, de ce nu au fost cârchite din nimeni? Ha? De ce nu au fost cârchite, băi? Aici care o scurmat și o ridicat și o suit. Și vedem că sunt ochii și că jos Maia Sandu, că Maia Oaia, mătaș cu tatăl oi care v-au făcut pe voi. Ați înțeles? Cei care o numiți pe dânsa și o pascudiți. Nesâmțiților și nevrednicilor. Și cei care cu ochelari toxica, oare taxa, cum îți zici, că mai gine taxa te-ar chema decât e tare gine ți-ar mai ședie, că Maia Sandu se ducă să nu vie, dar să nu te duci tu, să nu mai întorci înapoi. Ai pașaport românesc, dar slujești la ruși? Tu ai pașaport românesc, fa, ni falit, nico, fa. Eu și un loc la tăț, v-aș lua pașapoartele la tăță și românești. Și vă duci, voi știi unde? Direct în Siberia. Acolo vă locul vostru. Nu pascudiți președinta noastră, că tot una scrăpați. Dacă nu trece din primul tur, dintr-a doilea tot una trece e. Că noi să mergem la taran, la și taran să mergeți voi. Legați de frânghie, trebuie voi, nu pe dânsa. Ia uite mai băieți, v-ați găsit voi niște lepre să mă pascutiți pe președinte. Ni simțiți. La... Ce zici? Eu zic că e cel mai simpatic, e o bomboană de om. Am știut cu perete, am pus-o, deci e savuroasă. Este o bomboană de om și știți care e problema? Că ei sunt adevărați. Nu au cinismul ăsta de regățean nesimțit care ne mănâncă oasele tuturor. Nu au. Ei încă sunt în altă lume și îmi pare rău de asta că inimi din astea inocente și entuziaste greu mai găsești. Părea mea că sunt aur curat, dar indiferent. Acum rugăm regia să ne dea filmul cu opinia senatoarei despre referendum. Că știi, femeia care urmează femeia, mă rog, ăsta este sexul doamnei. Ăsta este sexul persoanei. Îmi cer scuze, dar asta e. A fost pusă acolo în Parlamentul European de George Simion. Ar trebui să nu uităm treaba asta. Și hai să vedem cum e treaba asta. Un pic și o comentăm după că nu pot să nu comentez. Dați-mi și nouă film. A spus-o concis, cu grație mare, multă, nu tăiați multă că se interpretează, cu feminismul caracteristic. Da. Multă feminitate. Hai să te întreb așa acum, George Simion cum și-a făcut platformă publică? El a venit, s-a cățărat pe Basarabia în România, da? Da. Ok. Deci ai zice că mă, ani de zile, inclusiv cu mine, avea proiecte, am zis, bă, vrei tu cu Basarabia? Da, bine, hai.
până când a intrat în politică și ne-am rupt pisica. Dar până atunci el era cu Basarabia în România, da? Da. Bun. O temă foarte dragă multor români care zic, da, bă, săracii, în sfârșit, unii, nu o să zică nimeni, bă, lăsați-mă în pace. Da? Păi cum, măi, atunci, cum se face că omul ăsta care, presupunându-se că și-a vărs și-a sacrificat niște ani de viață pe tema alipirii, a împins o ființă care se pupă cu Rusia pe la ambasadă. El o să-ți spună că a dat-o afară din partid, ceea ce este total inexact, pentru că n-a dat-o el afară din partid, a dat-o afară din partid Lavri, dacă ți-aduce aminte. Mm-hmm. Lavri a reușit atunci, la începuturile Parlamentului cu componența asta, să obțină scoaterea ei din partid. Da. Iar faptul că a primit-o, știind foarte bine, de asta e de condamnat aur, a găzduit neamul românesc, știind foarte bine cine e ninel pe ea, ce general îl păpușează, cine este Madame Șoșoacă și așa mai departe. Ninel pe ea. Nu poate, n-are prezumție de nevinovăție, George Simion, deloc. Nu, ninel pe ea era economistul, că tu știi mai multe despre, mă rog, că el a... Avem timp de final de emisiune, dar merită. Exact. Ninel pe ea venea și zicea așa, nu că noi de fapt ar trebui să ne alipim cu asta, să ne reunim. Și zici, bă, ok, și făcuseră un cost economic și costul ăla economic îngenunchea România pe un termen foarte mare, pe o perioadă lungă de timp, pentru că erau costuri economice înfiorătoare. Deci asta era programul lor. Hai să ne reunim la Năval, așa. Păi bun, ne reunim, dar asta o să ne sufoce, ne scufundăm acum. O să se uite la exemplul Germaniei Democrate cu Federala la Unire, că și acum... Noi nu suntem Germania Federală și ăia nu sunt Germania, hai la altă. Sunt niște oameni patronați de niște hoți, niște borfași ruși. Și mulți dintre ei sunt filoruși. Acum, Maia Sandu zicea așa, mă, nu, hai să o luăm pe calea Europa, deci... Practic încerca să obțină bare europeni să scoată Moldova din mocirla aia, lucru care ne ușura nouă costurile ca români. Planul ăla era mult mai bun decât România, dar ăștia se certau și ziceau că de fapt planul Maia nu e bun și că, știi? Era genul de lucru care chiar nu mergea făcut. Dar asta era ninel pe ea. Petrișor, pardon. Pe ei. Nu, ninel pe ei e unul. Nu, le-am confundat. Petrișor pe ei e unul, ninel pe ei e altul. Asta susținau ei și era foarte suspect. Și vorbeai cu analiști care spuneau... Petrișor pe ei tu pentru aur lucrează. Deci nu e nicio deosebire. Păi se știe, adică nu... Două personaje diferite, dar amândouă în siajul aur. E greșeala mea, i-am amestecat. Ce încerc să spun cu asta? Uite-te acum, dacă de exemplu toată platforma asta cu Basarabia a fost falsă, a fost pur și simplu gândit așa. Rampa de lansare, da. Când rampă de lansare pentru un om care era șef de galerie și știa să catalizeze mase. Hai să le spunem frumos. Că și era complet în mâna lor. Știi? Pentru că toți șefii de galerie din România sunt păpușați de servicii. Pare rău pentru George Simion. Da, știu ce vorbesc. Asta e. Poate nu știu dacă toți, poate numai unii. Nu, e un fenomen pe care serviciile pleacă inițial pe ideea ne apărăm pentru că sunt mase adunate la un loc și sunt imprevizibile și trebuie să știm cu cine discutăm. Și de obicei se prezintă, bună ziua, cum te cheamă, m-au zis că ești șeful de galerie de așa, trebuie să stabilim o colaborare, să comunicăm pentru că dacă se întâmplă să știm de unde, cum, pe cine pedepsim. De aici pleacă tot. După aceea se aprofundează legăturile, mai sunt oamenii la o bere, mai împart o cafea, mai împart o idee. Apare iubirea. Dar inițial e o chestiune care ține de... Noi asigurăm o siguranță pe care trebuie să știm ce gândesc oamenii și mai ales idei. Asta e. Nicoleta Savi, mă uit la ceas și este 9:14, deci am trecut de 9:11 ora. Da, pentru că mi-a dat-o pe doamna senator, am și o jumătate de minut, atâta cer. Pentru cine a uitat, doamna senator Șoșoacă, înainte de a veni la Ninel Peia, la Aur și unde este, a avut un episod foarte semnificativ cu niște sorosiști. Adică a vrut să intre inițial
că poate au uitat oamenii, în USR. Și a fost zburată de acolo pentru că a avut niște atitudini. Dar atunci nu-i puțea Soros. Asta vreau să spun. E mai Soros flexibil. Era bun. Intelectual era e mai flexibil, o să știi. A, da, n-are... sălcile, în general... Nu, e mai flexibilă, e mai deschis, e o persoană deschisă. Asta am vrut să spun. Că acum da. E mare credincioasă, dar înainte era ateie. Acum e anti-Soros și înainte era pro-Soros. Mă ierte Dumnezeu, dar lumea a uitat lucrurile. Mulțumesc, Nicoleta Savin. Mulțumim celor care ne-au urmărit până la această oră, de altfel târzioară. Și vă invităm să ne revedem marți la ora 8 seara împreună cu Nicoleta Savin. Să aveți un weekend plăcut și un suflet senin. Seară bună!